Probabil dacă aș fi acolo aș putea să văd, dar sunt aici, n-am cum să văd. Sunt vizibile? Din punctul meu de vedere, nu. Sunt amplasate incorrect aici? Tot din punctul meu de vedere, da. Unul dintre partide contestă panourile de afișaj electoral. Sunt greu accesibile pe ambele părți, se plâng reprezentanții formațiunii politice. Dacă mergea dincolo, în grădină, se uite de acolo. De aici n-ar vrea să uite. S-a băgat prea aproape de gardă, cum se uite, nu? Se dea încoace, mai un metru, se vadă oameni, nu? De pe cealaltă parte a panoului. Dar care cealaltă parte? E lipită de gard. Păi n-are, nu poate să le vadă nimeni. Ce să vă spun? Probabil nu. Soluția găsită de comisia de la Biroul Electoral Județean, ori se suplimentează numărul de panouri, ori se dispune mutarea lor în locuri mai accesibile. Prima contestație s-a referit la modul în care au fost amplasate panourile cu afișajele electorale. În Timișoara a venit din partea UNPR-ului. Am hotărât să se ia măsuri în rezolvarea acestui incident. A doua contestație se referă la panourile pentru afișele electorale din Gătaia. Unul dintre ele a fost amplasat într-o curte privată. Cea mai recentă plângere a fost depusă de un partid care reclamă că președintele circumscripției din Bârna este și funcționar public. Plângerile vor fi soluționate în ședința de miercuri a membrilor Biroului Electoral Județean.